Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o ediție nouă a emisiunii Puterea Rugăciunii. În ediția de astăzi avem împreună cu noi pe fratele Fănel Șerban, pastor la Biserica Punctul Zero din Brașov, și l-am invitat cu această ocazie să ne dea câteva gânduri, câteva îndemnuri legate de lupta spirituală în care noi cu toții, ca și popor al Domnului, suntem implicați. Frate Fănel, mulțumesc că ați acceptat invitația și Mulțumesc de invitație și chiar eu. dacă poate subiectul acesta este destul de larg ca să încapă într-o jumătate de oră de emisiune, aș vrea să vă provoc să împărtășiți cu noi câteva gânduri legate de această dimensiune a trăirii noastre creștine, legate de luptă spirituală. Oricât de mult ne-ar place sau nu, sau oricât de mult am dori să fim într-o stare de bine, de pace continuă, adevărul este că suntem într-un război continuu și acesta nu va înceta decât când vom pleca de pe acest pământ. Suntem ostași în armata Domnului. Domnul Iisus este Domnul oștirilor. Aceasta este unul din numele cu care El este numit în cuvânt și asta arată dimensiunea în care noi ne aflăm într-o stare continuă, adică de războinici ai Lui pe acest pământ. Așadar, o să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre îndrăzneala pe care trebuie să o avem noi ca și creștini. Subiectul abordat este greu să-i punem un fundament teologic așa cum se cuvine, dar trebuie văzut foarte clar că în Noul Testament, în Cuvântul Dumnezeu, găsim multe, multe scripturi, multe versete care vorbesc despre această perspectivă a faptului că suntem într-un conflict. Diavolul este numit potrivnic, adică cel care stă împotrivă. Iarăși găsim în Cuvântul lui Dumnezeu că diavolul stă la pândă ca un leu care își așteaptă prada, gata să o înghită. Zice iarăși Scriptura că noi nu trebuie să avem o poziție defensivă și aici este pericolul în care se află foarte mulți credincioși. De a sta într-o poziție defensivă, Scriptura zice împotriviți-vă. Deci, pentru ca noi să avem parte de biruință, noi trebuie să acționăm. De ce? Trebuie să vedem această perspectivă a lui Dumnezeu în ce privește umblarea noastră în acest conflict dintre două împărății. Când spun conflict între împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului, nu spun că Dumnezeu se luptă cu diavolul. Nu are niciun sort de izbândă diavolul împotriva lui Dumnezeu. Lucrurile sunt deja hotărâte, sunt scrise în cuvânt, noi toți știm soarta, numai că noi avem de-a face cu un tată al minciunii, Satan, care conduce o armată de demoni. Noi vedem ierarhie dată în Sfintele Scripturi, mai ales în Efeseni, capitolul 6, unde se spune că avem de-a face cu ierarhii care sunt în domeniile cerești, unde noi nu avem accesul, dar dacă în domeniile cerești, unde noi nu avem accesul, este ierarhie, cu atât mai mult este și aici pe pământ, unde noi trăim și unde ni s-a dat autoritate. Pentru că, vedeți, pământul acesta este dat sub o stăpânire, Dumnezeul veacului acestuia. Așa este numit diavolul, Dumnezeul veacului acestuia. Dar în același timp, pe acest pământ care îi aparține diavolului prin căderea în păcat a omului, pentru că vedem în Geneza, Dumnezeu i-a dat autoritatea lui Adam și Adam prin supunere față de diavol, pentru că asta a fost ascultarea lui, de a mânca din și-a pomul plecat cunoștinței. Urechea la șoapta celui rău. Da, și-a predat autoritatea. Sub cine te supui, sub cine asculți, ești sub autoritatea aceluia. Și acela a fost momentul în care s-a pierdut autoritatea peste acest pământ și a fost predată celui rău. Dar acum Hristos, prin biserica lui, își manifestă împărăția. Deci, cu alte cuvinte, în împărăția întunericului de pe acest pământ se află mai multe arii numite biserici, numite viețile credincioșilor, unde împărăția lui Dumnezeu este activă. Și acolo regulile sunt conduse după regulile împăratului. Dar chiar și adică acolo, lui Dumnezeu. regulile împăratului nostru Iisus Hristos. Da. De aceea, noi trebuie să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu să fie activă aici pe pământ nu îi aparține și nu îi intră în responsabilitatea lui Dumnezeu. S-a făcut totul ca această împărăție să fie eficientă și activă. Dar ca să acționeze aici pe pământ este responsabilitatea noastră. De aceea Iisus ne învață în rugăciunea Tatăl nostru: vie împărăția ta. Și nu se adresează la venirea lui pe norii cerului, ci se adresează la faptul că noi prin rugăciune putem chema împărăția lui Dumnezeu în locurile în care noi ne aflăm. Și când împărăția lui Dumnezeu vine, acolo se arată puterea, domnia,
diavolul pierde autoritate, diavolul pierde control și, bineînțeles, el va încerca prin tot felul de strategii să ne stea împotriva. Să recâștige un teren pierdut. Exact. Da. Deci, practic, putem vedea acest conflict ca, eu știu, acolo unde este un creștin, este o oază a împărăției lui Dumnezeu, ca exact. Niște insule, să exact. Zic. În această lume de întuneric sunt aceste insule de lumină în care se manifestă împărăția lui Dumnezeu, prin viețile creștinilor, în primul rând, apoi prin biserici, prin congregații, prin influența pe care creștinii o au în teritoriile pe care le au în vecinătate sau exact. În administrare într-un fel. Când discutăm despre acest lucru, în acest punct în care ați ajuns dumneavoastră, sunt două perspective. Idealul este ca acesta. Noi nu trebuie neapărat să luptăm de fiecare dată cu dușmanul dacă am face ce trebuie. Ce anume? Dacă noi am fi umpluți de prezența Duhului Sfânt, așa cum Dumnezeu ne lasă în cuvânt. Și eu am experimentat asta de multe ori în viața mea. Pur și simplu nu a trebuit să fac niciun război spiritual, nici o proclamare, nici o împotrivire, ci pur și simplu eram atât de plin ungerea pe care unii dintre noi înțelegem ce înseamnă ungerea, acea prezență manifestată în trupul nostru, o simțim, o pipăim aproape. Pur și simplu schimbă atmosfera. Prezența, diavolul nu poate sta în prezența lui. Întotdeauna în această atmosferă de ungere cel rău și arată fața. Uitați-vă la Domnul Iisus. De fiecare dată ar fi naiv să credem că Domnul Iisus nu era tot timpul umplut de Duhul Sfânt. Pe oriunde mergea el, întotdeauna diavolul începea să se manifeste. Și tendința noastră în vremea noastră este aceasta. Atunci era așa, acum nu este. Nu, nu. Eu cred următorul lucru. Noi dacă am fi la fel de umpluți ca Domnul Iisus, lucrurile s-ar petrece la fel. Da, diavolul ar fi demascat. Da. Pentru că în prezența... ăsta este efectul ungerii și aici ar trebui să înțeleagă și slujitorii și credincioșii, pentru că este valabil pentru oricine. Deci eu am experimentat lucrurile astea începând de la vârsta de 17 ani, 18 ani. Posteam, rugam, eram plin, efervescent de acea ungere. Ca să fii plin de ungere aceasta, sunt niște chei, ați spus. Să fii plin de cuvânt, plin de Duhul Sfânt, să fii tot timpul cu gândul la Dumnezeu, să trăiești o viață în acord cu Scriptura. E vorba de intimitatea noastră da, cu Dumnezeu. Da, ai o viață de sfințenie, de fapt. Da. Vedeți, sfințenia, iarăși o putem privi, intrăm dintr-un subiect într-altul și nu avem timp, dar sfințenia trebuie privită în felul următor. Eu mă sfințesc, e un proces prin care eu iau decizii, dar în același timp, uitați-vă, am în minte exemplul lui Moise. Moise nu s-a descălțat și după aceea s-a dus la rug. Moise a venit în prezența rugului și cu cât s-a apropiat a trebuit să se descalțe. Cred că aceasta este schimbarea harului. Eficientă. Când eu sunt umplut de harul și prezența lui Dumnezeu, cu cât sunt mai umplut, cu atât trebuie să mă dezbrac și să mă descalț de multe lucruri. Mi-aduc aminte și mărturie personală. Dependent de țigări, când m-am întors la Domnul, dependent de tot felul de lucruri din domeniul sexual, dependent de cu multe legături în mintea mea și în momentul cu cât eu m-am apropiat de Domnul, cu cât am avut această relație personală, intimă cu Iisus, nici n-am participat la seminare de liberare, pur și simplu cădeau din viața mea. Și aici este cheia, pentru că acest factor important al credincioșilor este pierdut. De multe ori, intimitatea și relația noastră personală cu Domnul este lista aceea de rugăciuni. Venim cu lista de rugăciuni înaintea Domnului și aici facem confuzie. Nu acesta este timp personal. Este timp de mijlocire și de rugăciune. Dar relația personală acolo este cheia. Dacă eu sunt umplut de Duhul Sfânt, oriunde mă duc se schimbă atmosfera. Vine pace, vine liniște, diavolul nu mai are biruință. Și vă dau un exemplu din Ținutul Gadarenul, care îmi place foarte mult. Acel demonizat cu legiuni. Noi știm că o legiune avea peste 6.000 de soldați romani. Deci mii de demoni într-un om nu au fost capabili să-l țină legat când Iisus a apărut. Omul a venit și s-a închinat lui Iisus. Bineînțeles, au ieșit și demonii au început să fie demascați. Deci vă dați seama, dacă noi, credincioși, am fi umpluți de prezența Duhului Sfânt, câte legături și influențe demonice are și la iveală. Și atunci, normal că le poți confrunta. Am fi eliberați de ele. Exact. Deci cheia acestei plinătăți, de a fi plin de Duhul Sfânt,
stau, așa cum spuneați, într-o relație personală cu Domnul, adică să-L recunoaștem, să îi spunem că ne predăm viața, că-L iubim. Nu neapărat să venim cu lista noastră personală de rugăciune, cum exact. Ați spus foarte bine. Vreau să accentuez acest punct pentru ca să fie foarte clar pentru toți cei care ne ascultă ce înseamnă această relație personală cu Domnul, care este sursa puterii noastre, a vieții noastre, să fim plini de Duhul Sfânt, plini de Cuvântul Lui în inimile noastre, să-L mărturisim, să-I ne închinăm chiar prin cuvânt, chiar prin psalmi, recunoscându-I mărăția, atotputernicia, recunoscându-L viețile noastre, chemând numele Lui peste viețile noastre continuu. Domnul așa ne-a creat. Este scris că suntem vasă de lut în care o putere nemaipomenită a fost pusă. Puterea Duhului Sfânt, puterea Împărăției Lui Dumnezeu, puterea luminii care alungă întunericul. Ei, dacă vasele noastre sunt fisurate, dacă avem îngrijorări, dacă avem frici, dacă avem relații nerezolvate, păcate în viețile noastre, ei, acestea sunt fisuri în vasele noastre și pierdem puterea, de fapt, pierdem plinătatea Duhului Sfânt. Cumva, cu exemple practice care să ne ajute să înțelegem că trebuie să veghem asupra noastră, să fim vase întregi, fără fisuri, și atunci Domnul toarnă în noi. Și lucrul acesta se întâmplă. Noi trebuie să fim martorii lui Hristos, martori vii pe acest pământ, așa cum El a umblat. Prezența Duhului Sfânt a fost puternică, extraordinară, fără niciun dubiu asupra Domnului Iisus Hristos. Domnul așa ne vrea și pe noi, să putem fi la fel de plini și de eficienți exact. În ducerea exact. Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Exact. Și am lucrul ăsta în minte când vorbeați dumneavoastră și mă gândeam cu oare câți dintre cei care ne urmăresc înțeleg ce înseamnă o relație intimă cu Domnul, personală cu Domnul. Lucrurile acestea nu apar din neant în momentul când m-am întors la Domnul. Trebuie să avem în vedere că niște evrei care devenise ucenicii lui Iisus și evrei se rugau, ei aveau cultura rugăciunii, noi suntem într-o emisiune despre rugăciune și când mă gândesc în Evanghelia după Luca, când vin ucenicii la Domnul Iisus și spun: Doamne Iisuse, învață-ne să ne rugăm. Uite-te la Ioan Botezătorul, el și-a învățat pe ucenicii săi cum se roage. Deci rugăciunea, modul cum ne rugăm, ce anume ne rugăm, relația personală cu Domnul, lucrurile astea se învață. Ei au văzut diferența între Iisus și ceilalți. Ei au zis: măi, omul acesta, pentru că la vremea aceea nu erau foarte conștienți că este Fiul lui Dumnezeu, au zis: omul ăsta este diferit. De ce este diferit? Pentru că se roagă diferit. Și Iisus începe să învețe rugăciunea Tatăl nostru. Și mulți s-au opresc acolo. Gata, iată cum i-a învățat. Dar în Luca, observăm, dacă nu mă înșel, cred că Luca 11, zice, după aceea de perseverența aceea a prietenului în miezul nopții, în care cere pâine prietenului că are, na, prietenul doarme și zice, chiar dacă nu s-a ridicat din pat pentru că este prieten, s-a ridicat pentru stăruința lui, pentru insistența lui și i-ar da tot ce-i trebuie. Așa se încheie acolo. I-ar da tot ce-i trebuie și după aceea începe. Cere și vi se va da, căuta și veți găsi, bate și vi se va deschide. Oricine cere, capătă, cine caută, găsește. Și merge mai departe. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl din ceruri va da Duhul Sfânt celor care îi cer. Adică, de ce lecția, învățătura, trainingul despre rugăciunea a Domnului Iisus cu ucenicii se încheie: Tata dă Duhul Sfânt celor care îi cer. Vă pun o întrebare. Există cineva mai important pe pământul acesta decât Duhul Sfânt? Tata e în cer, Iisus este la dreapta, mijlocim pentru noi și singurul din Dumnezeu este Duhul Sfânt. Care aici pe pământ? Aici pe pământ, da, în noi. Da. Oamenii trebuie învățați cum anume arată timpul meu personal cu Domnul. Că stau și zic, da, eu nu știu să mă rog. Chiar am întâlnit zile trecute într-un context de rugăciune un frate drag, vine dintr-un context de biserică, nu contează numele, dar zice, e prima oară când m-am rugat în felul acesta și de multe ori noi slujitori o luăm ca atare. S-a întors la Domnul, l-a primit pe Domnul Iisus în viața lui și nu îi mai învățăm cum să se roage. Eu am fost învățat să mă rog și asta m-a salvat. La 17-18 ani am văzut treziri în contexte în care noi le numim astăzi orașe împietrite. Știți cum au fost trezirile acestea? Habar nu aveam teologia care o cunosc astăzi, cunoștința care o cunosc astăzi și experiența care o am astăzi, nu avem atunci. Eram de un an la credință, dar zilnic stăteam cu Duhul Sfânt.
stăteam cu, în prezența lui Iisus și ziceam, umple-mă. Uitați-vă, oamenii trebuie să înțeleagă, cei care ne urmăresc, unii vor înțelege, alții nu. Botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment unic. Este o dată pentru tot restul vieții. Umplerea este un eveniment zilnic. Și continuu. Și continuu. Pentru că, vedeți, noi când vorbim despre umplere, vorbim automat despre ungere, despre manifestare prezenței lui Dumnezeu, despre alungarea Duhurilor și toate au de face cu rugăciunea. Pavel, interesant, mânat de Duhul Sfânt, pentru că nu a scris-o din mintea lui, zice, nu fiți beți, nu vă îmbătați cu vin, ci fiți plin de Duhul Sfânt. Plin de Duhul Sfânt. Vedeți, omul care stă cu sticla de vin în față, el nu face exegeza vinului. Acest vin vine din Podgoria cu tare, face puncte și subpuncte, context, listă, ingrediente, ce acize are sau nu are. Nu, el pur și simplu se bucură și primește conținutul acelei băuturi. Și exact aceeași paralelă e legată și de părtășia cu Duhul Sfânt. Eu trebuie să vin să fiu umplut. De fapt, să fim deschiși, să fim cu încredere că Duhul Sfânt totdeauna are extraordinar de lucru, de multe lucruri, numai lucruri bune pentru noi și numai binele nostru vrea. Că sunt mulți care sunt mai cu rezerve vis-a-vis de Duhul Sfânt. Am întâlnit și astfel de situații. Dar Duhul Sfânt face diferență și dacă studiem istoria trezirilor, vom vedea că indiferent de context, metodiști, baptiști, indiferent de unde au fost, când au stat despre Liviu Olah, de exemplu, ore în șir stătea în prezența Domnului să fie umplut din nou și din nou. Și atât diferența. Un om cu nu prea multă carte a schimbat o națiune. Asta e realitatea. Și nu era nici pentecostal, nici carismatic, era un baptist. Și aici noi trebuie să vedem puterea și importanța vitală când vorbim despre rugăciune, schimbarea atmosferii spirituale și a împotrivirilor demonice, pentru că momentul în care eu vin să fiu umplut cu Duhul Sfânt, ne ajungem în punctul în care dumneavoastră și despre care am discutat înainte de emisiune, și anume supunerea față de Dumnezeu și exact cu ce am început, cu a ne împotrivi. Ca să ajung să mă împotrivesc diavolului, eu trebuie să mă supun, să mă smeresc. Da. Da, smerenia nu este o atitudine blajină, pentru că aici noi îmbrăcăm o formă de smerenie care nu este smerenie. Da, e o formă de evlavie care în fond denaturează esența smereniei. Și ignoră puterea. Ca asta zice, ignoră puterea, nu ține cont de putere, e o formă de evlavie. Nu, smerenia are de face cu declararea dependenței noastre de Dumnezeu. Deci noi facem confuzie între smerenie și aroganță și, sau lipsa aroganței. Nu, smerenie este... Eu am văzut oameni al lui Dumnezeu aroganți, dar plini de Duhul Sfânt. De ce? Cum au una? Pentru că ei sunt smeriți. Ei spuneau că se duc în camera lor și stau ore ca să fie umpluți. Câți dintre păstorii din ziua de astăzi mai stau să fie umpluți? A, gata, știu ce predic astăzi, predic. Nu, să stai să zici, Doamne, cu toată cunoștința mea mă voi urca în fața bisericii și voi da doar vorbe. Pe când Iisus zice, învăța ca unul care are putere. Și dintr-o dată ne dăm seama că Duhul Sfânt poate face diferența. Poate veni cu o ungere și dintr-o dată gândiți-vă când s-au manifestat pentru prima oară în Luca, pentru că Luca ia ordinea cronologică a lucrurilor din viața Domnului Iisus. Când s-a manifestat prima oară un duc demonic? În predica lui Iisus, în sinagogă. Cum ar arăta bisericile noastre în momentul când noi venim în ungere? Ei, în momentul când noi venim în ungere înseamnă că eu m-am supus, m-am smerit și atunci mă pot împotrivi. Pentru că e demascat. În rest vorbim așa la general. Dar, și am văzut lucrul acesta. Deci astea sunt etapele în fond în a putea intra într-o confruntare clară. În momentul când suntem plini de Duhul Sfânt, exact. Suntem supuși Domnului, facem în ascultare de Domnul anumite lucruri, anumite rugăciuni sub ungerea Duhului Sfânt, pentru că doar așa au impact și au eficiență. Altfel, sunt doar vorbe, cum spuneați. Am pus mai multe puncte să vă întreb în această emisiune legată de luptă spirituală, dar cred că esențială este această înțelegere a necesității de a fi plin de Duhul Sfânt. Exact. Pentru că de aici pornesc toate celelalte lucruri. Lucrurile se așează în viața noastră altfel. Dacă noi suntem plini de Duhul Sfânt, atunci relațiile noastre sunt altfel, avem noi alte atitudini față de cei din jurul nostru. Putem observa prin revelație cu ce se confruntă membrii din familiile noastre și ne putem ruga
de pe o poziție de înțelepciune călăuziți de Duhul Sfânt și nu în puterea voinței noastre sau a gândurilor noastre. Aș vrea să punctez de ce e așa de important să fiu umplut de Duhul Sfânt, despre ce am vorbit și cum anume se face, am vorbit deja. De ce? Mergem un pas mai departe. Cu ce mă ajută asta în această confruntare cu lumea, cu lumea întunericului? De ce? Pentru că prezența Duhului Sfânt activează mine daruri. O veste bună pentru cei care ne urmăresc este, într-adevăr, 1 Corinteni, capitolul 12, învățătura despre daruri, se referă la darurile de slujire publică. Acolo spune, iată cum arată un evanghelist. Un evanghelist nu este cel tare în vorbe, este cel care este confirmat cu semne și minuni, vindecări și eliberări. Iată cum arată un apostol. Cam asta este în esență învățătura din 1 Corinteni 12. Dar vestea bună este că toate darurile din 1 Corinteni 12 se află în fiecare credincios, active. Diferența între slujitor și credinciosul obișnuit este că slujitorul, un dar, unul din cele 12, unul din darurile descrise în 1 Corinteni 12, este folosit pentru public, pentru publicul larg. El se roagă și se vindecă 10, 20, 30, pe când credinciosul are darul de vindecare în casa lui și în viața lui. La fel și darul cunoștințelor, discernământului, deosebirii duhurilor și așa mai departe. Deci există această paralelă. Fiecare credincios trebuie să realizeze că prin prezența Duhului Sfânt, darul acestea încep să fie active. Și automat ai discernământ. Dintr-o dată tu vezi, ai deosebirea duhurilor. Dintr-o dată îți dai seama că nu este o problemă naturală, ce ai de a face cu un conflict spiritual și știi cum să-l abordezi. Nu degeaba Domnul Iisus a zis ucenicilor, iată, v-am dat putere, adică autoritate. Să călcați peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă vătăma, Luca 10. Dar peste scorpi și peste șerpi. Ce sunt ăștia? Sunt categorii de demoni. Deci nu peste animale, nu i-a chemat la distrugerea animalilor. Nu, i-a zis, uite, sunt categorii. Categorii de demoni care sunt vicleni, categorii de demoni care otrăvesc, categorii de demoni și v-am dat autoritatea să călcați. Ce înseamnă asta? Să controlați circumstanțele. Acolo, pentru că mă duc la Marcu 16, unde zice, iată semne care vor susține pe cei ce vor crede. Vor lua mână șerpi. Și am auzit tot felul de mărturii, că sunt biserici. Nu la asta se referă. Când iau în mână șerpi, se referă la duh demonic, se referă la... Adică, cu alte cuvinte, când eu cred... Semnul care mă însoțește, când eu umblu în ungere, eu controlez situațiile în care diavolul este activ și nu el pe mine. Vedeți, problema cu diavolul este, să zic, cea mai mică problemă când noi facem ce trebuie. Problema cu diavolul devine mare când noi nu facem ce trebuie și aici aș vrea să încurajez pe credincioși să nu le fie frică de acest conflict spiritual. Eu știu, e o atmosferă spirituală de multe ori negativă care vedem cum se ridică, dar noi trebuie să înțelegem, Hristos s-a confruntat direct cu Satana. L-a biruit pe cruce și noi trebuie să umblăm în victoria lui Hristos. Înainte de cruce l-a biruit în pustiu. Da. Acolo a fost prima lui confruntare directă în care a fost ispitit în toate felurile. Și acolo Iisus vedem că nu a trebuit să lege, pur și simplu a declarat ce zice cuvântul. Uh-huh. Și de multe ori puterea cuvântului cunoscută, pentru că dacă noi stăm în cuvânt, o să vedem circumstanțe în viața noastră, cum versetele vin, iată ce spune cuvântul și iată ce se întâmplă. Și atunci aducem ordinea și avem autoritate să stăm împotrivă, pentru că diavolul asta caută. Caută să întoarcă lucrurile, să întoarcă valorile, să întoarcă planul lui Dumnezeu. El tot timpul... Să rămăcească, da. să devieze, să distorsioneze lucrurile pe care Dumnezeu le vrea bune în viața noastră. El încearcă să le transforme spre rău. Cred că o să avem o continuare la această discuție într-o emisiune ulterioară vis-a-vis de sfere de autoritate în care ne putem manifesta liber această luptă spirituală, să zic. Dar acum aș vrea să vă rog să vă rugați pentru cei care ne urmăresc ca să fie eliberați de frica de a intra în confruntare, să aibă revelația a cine sunt în Hristos, a faptului că noi suntem așezați în Iisus Hristos în locurile cerești. Și de acolo, din acea perspectivă spirituală, noi primim de sus în jos toată această împărăție a întunericului. Avem autoritate. Și această revelație a autorității e nevoie să fie revelată. Pentru asta v-aș ruga să vă rugați pentru cei care ne urmăresc, în mod special pentru cei care sunt copii ai Domnului și sunt legați de această frică de a nu păși pe teren minat.
Pentru că e mulți credința că dacă eu nu confrunt puterile întunericului, mă las în pace, ceea ce este o mare minciună, pentru că, practic, în momentul când ai o atitudine defensivă, de neputință, practic, ești deja legat, ești deja blocat. Trebuie să ieșim din aceste forme de blocaj și să devenim agresivi în rugăciune, în manifestare, în mărturie, în trăire. Și lucrurile acestea, cred că Domnul le poate face prin revelație. Am în mintea mea această imagine a poporului Israel în momentul când intra în țara promisă. Stătea gata să intre în țara promisă și Moise trimite-i scoadele să cerceteze. Au văzut o țară plină de binecuvântări, unde chiar curge lapte și miere. Dar s-au înspăimântat de ceea ce le stătea în față, de uriași. O manifestare a demonicului în mod fizic pe vremea aceea. Dar doi dintre ei, Iosua și Caleb, zice Scriptura, care aveau un alt duh, nu au fost copleșiți. Ei au văzut uriași, nu i-au ignorat, i-au văzut. Au și spus că dacă Domnul este cu noi, vom birui, vom nimici, noi vom mânca, nu ei pe noi, cum au spus ceilalți, că uriașii locuitorii mănâncă, acei uriași mănâncă pe locuitorii țării. Și mă duc în Noul Testament, unde Scriptura ne învață următorul lucru. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. De frică. Da. Diavolul întotdeauna va sta în calea noastră în momentul când noi vom păși în moștenirea noastră. Cu cât moștenirea este mai mare, cu atât împotrivirea este mai mare. Și împotrivirea lui de cele mai multe ori vine prin intimidare și frică. Da, ăsta este modul. De aceea Domnul zice, eu nu v-am dat un duh de frică. De ce? Ca să discernem că frica este opoziția, exact pasul acela, momentul acela de a intra în moștenire. Și de fiecare dată când credincioșii intră, sunt la un pas de a intra la un alt nivel, vor fi intimidați. Prin tot felul. De multe ori, diavolul folosește oamenii. Da, e drept. Noi trebuie să înțelegem că ni s-a dat un duc de putere. Și oamenii trebuie să înțeleagă că, pe lângă faptul că avem autoritate juridică dată în cuvântul lui Dumnezeu să călcăm, avem și acea putere interioară și această siguranță a identității noastre. Suntem proprietatea lui Dumnezeu și cine se atinge de noi se atinge de ochii lui Dumnezeu. Dar nu putem, trebuie să renunțăm la gândul că Dumnezeu va face în locul nostru ceea ce noi trebuie să facem. De aceea oamenii trebuie, pe lângă faptul că să pășească, să-și ia responsabilitatea și să împotrivească, mai întâi de toate să fie umpluți cu prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu ne conștientizează de păcate, prezența lui Dumnezeu ne conștientizează de faptul că o luăm pe drumuri greșite, prezența lui Dumnezeu ne deschide ochii să înțelegem lucrurile spirituale. Deci aș vrea să mă rog pentru cei care ne urmăresc ca Duhul Sfânt să-i copleșească acolo și să aducă revelație, că la urma urmei asta se roagă și Pavel. Pentru un duc de înțelepciune, de descoperire, ca ochii inimii să fie deschiși, ca să înțeleagă nemărginita mărimea puterii sale pe care a desfășurat-o Iisus Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Tată din cerul, mă rog pentru cei care ne urmăresc, mă rog pentru fiecare persoană în parte, mă rog ca prezența Duhului Tău cel Sfânt să coboare acolo. Tu ai spus în cuvântul Tău că dacă îți vom cere Duhul Sfânt, Tu ne vei da Duhul Sfânt. Nu ne vei da un alt Duh, nu ne vei da ceva să ne nimicească, ci ne vei da Duhul Sfânt. Și eu cer acum Duhul Tău cel Sfânt să coboare în fiecare casă, peste fiecare om. Acea atingere supranaturală a Ta, o umplere. Doamne, mulți care ne urmăresc poate nici nu știu despre ce este vorba, poate niciodată n-au experimentat o atingere minunată a prezenței Tale. De aceea mă rog, revarsă-ți ungerea Ta, revarsă-ți prezența Ta, revarsă-ți cercetarea Ta și arată cine sunt ei în Hristos, arată cum sunt ei văzuți de Tine, arată, Doamne, că ce ai pus Tu în ei, că Tu nu le-ai dat un duh de frică și un duh de putere. Mă rog ca acest duh al puterii, Duhul Sfânt să se manifeste în ei într-un mod vizibil. Mă rog, Doamne, să îți reverși puterea chiar acum și mă rog să îi îmbraci în autoritate. Mă rog, Doamne, să le dai înțelegere. Și așa cum Tu l-ai condus pe Apostolul Pavel să se roage pentru biserica din Efes, mă rog și eu, Doamne, mă rog să deschizi ochii inimii. Mă rog să deschizi ochii inimii, să vadă care este nemărginita mărime a puterii Tale pe care Tu ai desfășurat-o în Iisus Hristos prin faptul că L-ai înviat din morți. Această putere a învierii este pentru fiecare dintre ei. Doamne, este mai presus de orice atac, mai presus de orice conflict spiritual această putere a învierii, a birui moartea, a birui moartea. Doamne, Tu L-ai pus pe Satan sub picioarele noastre. Acolo este locul, acolo este poziția. De aceea mă rog, Doamne, să dai revelație proaspătă despre poziția copiilor Tăi în Hristos. Mă rog,
Doamne, să dai restaurarea identității dumnezeiești în ei. Mă rog, Duhule Sfânt, să-i copleșești cu prezență și mă rog, Doamne, să-i dezlegi de orice fel de orbire. În numele lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea în această emisiune. Dragi telespectatori, a fost o ediție, cred, specială prin care Domnul, sunt convinsă, v-a vorbit și v-a încurajat ca să trăiți diferit de azi înainte, în autoritatea și în puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca și fii ai Lui pe acest pământ. Dumnezeu să vă binecuvinteze!